Subiectul al treilea, problema 1. Avem reprezentat în figura 2 un trapez dreptunghic ABCD cu AD perpendicular pe AB. Deci AD este înălțime. AB paralelă cu CD, avem AB de 8 cm și CD de 4. Se dă AD de 4 radical din 3 cm. Și punctul E situat pe latura BC, astfel încât triunghiul ADE este echilateral. Trebuie să arătăm la subpunctul A că aria trapezului ABCD este egală cu 24 radical din 3. Aria unui trapez este egală cu baza mare plus baza mică înmulțit cu înălțimea, totul supra 2. În cazul nostru avem aria trapezului ABCD, baza mare este latura AB, deci avem AB plus, baza mică este latura CD, înmulțit cu înălțimea, adică latura AD, totul supra 2. Înlocuim și obținem 8 plus 4, înmulțit cu 4 radical din 3, totul supra 2. Simplific 4 cu 2 și rămâne 12 înmulțit cu 2 radical din 3, care înseamnă de fapt 24 radical din 3. Punem unitatea de măsură, centimetri pătrați. La subpunctul B trebuie să arătăm că perimetrul trapezului ABCD este mai mic decât 27 cm. Pentru aceasta am construit trapezul separat, ABCD, și am trasat o paralelă la înălțimea AD și notez cu F. Deci avem aici unghi de 90 de grade și la fel aici. Haideți să scriem, construiesc CF paralelă cu AD, CF perpendiculară pe latura AB, ceea ce înseamnă că triunghiul CFB este dreptunghic. Noi trebuie să arătăm că perimetrul este mai mic decât 27. Perimetrul înseamnă suma lungimilor laturilor. Am văzut din ipoteza problemei că AB are 8 cm, CD-ul are 4 cm, AD are 4 radical din 3 cm și ne mai trebuie BC. Având în vedere că am construit CF paralelă cu AD, CF va avea lungimea tot de 4 radical din 3 cm. Deci avem CF paralel cu AB, AD. Rezultă CF egal cu 4 radical din 3 cm. Putem calcula și lungimea lui FB, deoarece FB înseamnă segmentul AB din care scoatem segmentul AF. Cum AF este congruent cu CD, obținem că FB este egal cu 8 cm minus 4 cm și obținem 4 centimetri. Deci avem 4 cm pentru FB. Astfel putem afla din triunghiul CFB dreptunghic cu teorema lui Pitagora lungimea lui BC. Haideți să scriem în triunghiul CFB dreptunghic rezultă conform teoremei lui Pitagora că BC pătrat este egal cu suma pătratelor catetelor, CF pătrat plus FB pătrat. Rezultă BC pătrat egal cu CF este 4 radical din 3 totul la pătrat
plus FB este 4, deci avem la puterea a doua și obținem 4 la a doua 16 înmulțit cu 3, deoarece radical din 3 la pătrat este 3, plus 16 și avem astfel 3 ori 6, 18, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4, plus 16, 6 cu 8, 14, 4 cu 1, 5 și cu 1, 6. Deci BC este radical din 64, adică 8 centimetri. Am aflat BC de 8, deci acum putem scrie perimetrul. Calculez perimetrul în partea de sus. Avem perimetrul lui ABCD egal cu AB plus BC plus CD plus AD egal cu 8 plus 8 plus 4 plus 4 radical din 3 și obținem astfel 16 plus 4, 20 plus 4 radical din 3. Arătăm că este mai mic decât 27. 27 înseamnă 20 plus 7. Observăm că avem 20 și 20 sunt egale, deci mai rămâne de arătat că 4 radical din 3 este mai mic decât 7. Dacă introducem 4 sub radical, obținem radical din 4 la puterea a doua ori 3, adică 16 ori 3, care am văzut că este radical din 48. 7, dacă îl introducem sub radical, avem radical din 7 la a doua, adică radical din 49. Deci avem evident că radical din 48 este mai mic decât radical din 49. Deci 20 plus 4 radical din 3 este mai mic decât 27. La subpunctul C trebuie să demonstrăm că punctul E este mijlocul laturii BC. Pentru aceasta voi arăta că segmentele CE și EB sunt congruente. Am luat separat triunghiul CFB, deoarece am văzut la subpunctul B că FB este de 4 și BC este de 8. Deci avem o catetă de 4 și ipotenuza de 8, ceea ce înseamnă că unghiul din C este de 30 de grade, deoarece știm că într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului de 30 de grade este egală cu jumătate din ipotenuză. În cazul nostru avem FB 4 și BC 8. Deci scriu în triunghiul CFB dreptunghic, avem FB egal cu BC supra 2, rezultă de aici că măsura unghiului FCB este egală cu 30 de grade. Dacă unghiul din C are 30 și cel din F are 90, înseamnă că unghiul din B are 60 de grade. Din 180 scadem 90 și 30 și rămânem cu 60. Deci măsura unghiului FBC este egală cu 180 de grade minus măsura unghiului CFB plus măsura unghiului FCB. Deci avem 180 de grade minus 90 de grade plus 30 de grade și obținem 180 de grade minus 120 de grade, adică 60 de grade. Am văzut la subpunctul B că unghiul acesta din C este de 90 și am aflat acum unghiul acesta mic FCB de 30. Deci avem 30 plus 90, 120 de grade pentru tot unghiul C al trapezului ABCD. Punem pe figură. Deci avem aici 120 de grade. La unghiul B punem 60 de grade, folosim acest lucru mai târziu. Să vedem cât are unghiul de aici din D.
deoarece AD este perpendiculară pe AB, tot unghiul acesta are 90 de grade. Însă, din ipoteza problemei, se dă că triunghiul ADE este echilateral, ceea ce înseamnă că toate unghiurile sale au 60 de grade. Dacă din 90 scădem 60, rămânem pentru unghiul acesta mic cu 30 de grade. Scriem și aceste relații, deci măsura unghiului ADC este egală cu 90 de grade și măsura unghiului ADE este egală cu 60 de grade. Rezultă de aici că măsura unghiului EDC este egală cu măsura unghiului ADC minus măsura unghiului ADE. Adică 90 de grade minus 60 de grade și obținem astfel 30 de grade. Deci în triunghiul acesta conturat cu verde avem unghiul mic din D de 30 de grade, unghiul mare din C de 120, mai calculăm unghiul acesta din E, măsura unghiului DEC va fi egală cu 180 de grade minus măsura unghiului CDE plus măsura unghiului DCE, ceea ce înseamnă 180 de grade minus 30 de grade plus 120 de grade. Și obținem astfel 180 de grade minus 150 de grade, adică 30 de grade. Deci observăm că triunghiul acesta este triunghi isoscel, deoarece are unghiurile de la bază congruente și cum CD este de 4, se dă în ipoteza problemei, înseamnă că și CE are tot 4, deoarece acestea sunt laturile congruente. Deci, în triunghiul DCE avem măsura unghiului CDE egală cu măsura unghiului DEC egală cu 30 de grade, rezultă triunghiul DCE este isoscel, rezultă de aici că CD este egal cu CE și este egal cu 4 centimetri. Și am obținut prima relație care ne ajută la demonstrația cerută. Trebuie să mai arătăm că și EB are tot 4. Pentru aceasta vom folosi faptul că unghiul de aici din B, tocmai l-am aflat la începutul demonstrației, este de 60 de grade. Mai avem unghiul din A să-l aflăm și procedăm ca la unghiul din D, de la triunghiul verde. Deoarece AD este perpendiculară pe AB, unghiul acesta este de 90 de grade, se dă din ipoteză că ADE este echilateral, deci avem aici 60 de grade, atunci când facem scăderea, rămânem cu unghiul din A tot de 30 de grade. Avem unghiul din A de 30 și unghiul din B de 60, înseamnă că unghiul de aici din E va avea 90 de grade, deoarece dacă din 180 scădem 30 plus 60, rămânem cu 90. Deci triunghiul AEB este dreptunghic, cum AB are 8, AE are 4 radical din 3, deoarece triunghiul ADE este echilateral și se dă în ipoteză că ADE este de 4 radical din 3, putem afla EB cu teorema lui Pitagora. Scriem aceste date, ne ocupăm mai întâi de unghiul din A, măsura unghiului EAB este egală cu măsura unghiului DAB minus măsura unghiului DAE, ceea ce înseamnă 90 de grade minus 60 de grade și obținem 30 de grade. Măsura unghiului AEB este egală cu 180 de grade minus măsura unghiului EAB
plus măsura unghiului ABE și obținem astfel 180 de grade minus 30 de grade plus 60 de grade, adică 180 de grade minus 90 de grade și obținem 90 de grade. Rezultă de aici că triunghiul AEB este dreptunghic. Rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că EB pătrat este egală cu ipotenuza la pătrat minus cealaltă catetă, AE pătrat. Și obținem EB pătrat egal cu 8 la pătrat minus 4 radical din 3 la pătrat, adică 64 minus 48, 14 minus 8 este 6 și 5 minus 4, 1. Deci rezultă de aici că EB este egal cu radical din 16, adică egal cu 4 cm. Am demonstrat că CE este egal cu EB este egal cu 4, rezultă că E este mijlocul segmentului BC. La problema a doua avem reprezentat un triunghi echilateral ABC cu AB egal 20 cm și punctele M și N situate de aceeași parte a planului ABC, astfel încât MA perpendicular pe ABC și NC perpendicular pe ABC. Se mai dă MA de 30 și NC de 15. Trebuie să arătăm la subpunctul A că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 60 cm. Se dă în ipoteza problemei că ABC este triunghi echilateral . Rezultă de aici că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 3 înmulțit cu latura AB, deoarece știm că triunghiul echilateral are toate laturile congruente. Deci avem 3 ori 20 cm și obținem astfel 60 de cm. Mergem mai departe la subpunctul B, unde trebuie să demonstrăm că dreapta MA este paralelă cu planul MBC, planul conturat cu verde. Și pentru aceasta vom folosi ceea ce se dă în ipoteză, și anume MA perpendiculară pe ABC și avem NC perpendiculară pe ABC. Rezultă de aici că dreptele MA și NC sunt paralele, însă dreapta NC este inclusă în planul NBC. Deci rezultă de aici că MA este paralelă cu planul NBC. Mergem mai departe la subpunctul C, unde trebuie să determinăm distanța de la punctul M la dreapta de intersecție a planelor MNB și ABC. Deoarece planele MNB și ABC se intersectau doar în punctul B, am extins cele două plane prin prelungirea dreptelor MN și AC, astfel încât să se mai intersecteze într-un punct pe care îl notez cu P mare. Și avem astfel două puncte în care se intersectează cele două plane, punctele B și P, iar dreapta lor de intersecție se observă și pe figură, este dreapta conturată cu verde și cu roz, dreapta BP. Scriem ce am construit până acum pe figură, deci am extins planele MNB și ABC astfel încât MN
intersectează AC în punctul P mare. Însă știm că MNB, planul MNB, intersectează planul ABC în punctul B mare. Rezultă din acestea două că planul MNB intersectează planul ABC în dreapta BP. Pentru a calcula această distanță, voi arăta mai întâi că în planul ABP avem dreapta AB perpendiculară pe dreapta BP, adică aici avem unghi de 90 de grade. Iar pentru a demonstra acest lucru, mai întâi voi calcula măsura unghiului din C, adică măsura unghiului BCP. Am să pun C aici. Deoarece știm că triunghiul ABC este echilateral, atunci unghiul acesta are 60 de grade, toate unghiurile triunghiului ABC au 60 de grade, iar tot unghiul alungit, unghiul ACP, are 180. Deci din 180 voi scădea 60 și rămân doar cu unghiul din C, adică unghiul BCP. Deci avem măsura unghiului ACB egală cu 60 de grade, deoarece triunghiul ABC este echilateral și avem măsura unghiului ACP, unghiul alungit, egală cu 180 de grade. Rezultă din acestea două că măsura unghiului BCP este egală cu 180 de grade minus măsura unghiului ACB, adică 180 de grade minus 60 de grade și obținem 120 de grade pentru unghiul BCP. În triunghiul MAP avem următoarele relații. NC este de 15 și MA este de 30. Deci observăm că NC este jumătate din MA. Deci putem scrie NC egal cu MA supra 2. Și am văzut la subpunctul B că MA este paralelă cu NC, deoarece ambele sunt perpendiculare pe planul ABC. Rezultă din acestea două că NC este de fapt linie mijlocie în triunghiul MAP. Rezultă de aici că latura AC este egală cu CP și egală cu 20 de centimetri. Deci pun 20 pe AC, 20 pe CP. Avem latura CP de 20, unghiul BCP de 120 de grade. Latura BC are tot 20, deoarece triunghiul ABC este echilateral. Deci observăm că BC este egală cu CP, ceea ce înseamnă că triunghiul BCP este isoscel. Deci rezultă în continuare triunghiul BCP isoscel. Rezultă de aici că măsura unghiului CBP este egală cu măsura unghiului CPB, adică unghiurile acestea două de aici sunt congruente, deoarece știm că triunghiul isoscel are unghiurile de la bază congruente și avem egal cu
180 de grade minus, scădem unghiul de 120 de grade, totul supra 2, obținem 60 de grade pe 2, adică 30 de grade. Deci avem 30 de grade. Ceea ce înseamnă că unghiul ABP are 30 de grade plus 60 de grade, deoarece triunghiul ABC este echilateral, adică 90 de grade. Și va rezulta de aici că AB este perpendiculară pe BP. Scriem, măsura unghiului ABP este egală cu măsura unghiului ABC plus măsura unghiului CBP, adică 60 de grade plus 30 de grade și obținem 90 de grade. Rezultă că AB perpendiculară pe BP. Și putem folosi acum teorema celor trei perpendiculare pentru a calcula distanța de la punctul M la dreapta BP. Avem MA perpendiculară pe planul ABP, apoi avem AB perpendiculară pe BP, iar dreptele AB și BP sunt incluse în planul ABP. Rezultă de aici, conform teoremei celor trei perpendiculare, că MB este perpendiculară pe BP. Rezultă că distanța de la M la BP este egal cu MB. Și vom afla lungimea laturii MB din triunghiul dreptunghic MAB. Deoarece MA este perpendiculară la BC, și AB este inclusă în planul ABC, rezultă de aici că EMA este perpendiculară pe AB, rezultă că triunghiul MAB este dreptunghic, rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că MB pătrat, ipotenuza, este egală cu MA pătrat plus AB pătrat. Avem MA egală cu 30 și mai avem AB egală cu 20. Obținem astfel 30 la pătrat plus 20 la pătrat, adică 900 plus 400 și egal 1300. Deci rezultă MB egal cu radical din 1300, adică radical din 100 înmulțit cu 13. Avem radical din 100 înmulțit cu radical din 13. Știm că radical din 100 este 10, deci obținem 10 radical din 13 centimetri. Deci, distanța, voi scrie în partea de sus, distanța de la M la dreapta de intersecție a planelor MNB și ABC, adică BP, este egală cu 10 radical din 13 centimetri.